Cu vreo 15 ani în urmă, un frate care nu mai e aici, în mijlocul nostru, spunea, când îl văd pe fratele Iosif că se ridică la amvon, își desface de la mână ceasul și îl așează, știu că urmează o predică lungă. Era prevăzător fratele respectiv, n-a spus o predică bună, că alea sunt mai rare. Dar predicile lungi, de-alea se întâmplă des. Îmi doresc însă mesajul din seara aceasta să vă fie la toți de folos. Cântările care au fost cântate până aici, toate vorbeau despre Domnul Iisus și drept este și predica să vorbească tot despre El. Nu există nume mai frumos, nu există caracter mai frumos, nu există învățătură mai frumoasă decât în numele Domnului Iisus, caracterul Lui și învățătura pe care ne-a adus-o El, slăviță pe Domnul. Amin. M-am uitat mult cu gândul să aleg între două pasaje din care să vorbesc în seara aceasta. Mă gândeam și la Romanii, capitolul 2. Acolo ar fi fost un mesaj de învățătură care se adresa poate mai mult minții, iar pasajul acesta este un pasaj care pare să se adreseze mai mult inimii omului, ascultătorului. Domnul Iisus, în cuvintele menționate în Matei 13 cu versetul 19, lăsa de înțeles că sămânța bună a Cuvântului Lui Dumnezeu este semănată în inima omului. Pe de altă parte, Apostolul Pavel, în 1 Timotei, capitolul 4, versetul al 6-lea, îi spunea lui Timotei, dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. M-am întrebat, oare unde trebuie să ajungă Cuvântul lui Dumnezeu? Sunt două texte care par să spună lucruri diferite. Într-unul dintre ele, cel din Matei, pe care l-am menționat, pare să se sugereze că acest cuvânt al Domnului trebuie să fie semănat în inima noastră, iar pasajul celălalt din Timotei vorbește despre minte. Aș vrea să vă spun că în gândirea iudaică, gândire care impregnează aproape fiecare pagină a Bibliei, între minte și inimă nu se face diferența pe care noi obișnim să o facem. Dacă vă uitați în Genesa, capitolul 6, versetul al 5-lea, este exprimată acolo o concluzie pe care a tras-o Dumnezeu. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ, că toate întocmirile gândurilor din inima omului erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Iată că în pasajul acesta, inima omului este considerată ca și sediu al gândurilor. Ne spunem că mintea e cea care se ocupă cu gândurile. În Evanghelie, în Cartea Plângerilor lui Ieremia, capitolul al 3-lea, versetele 20-21, omul acesta lui Dumnezeu, profetul lacrimilor, zicea, iată ce mai gândesc în inima mea. Și el asociază gândirea inimii. Și autorul Epistolei către Evrei, capitolul 4, versetul 12, vorbește și el și la finalul acestui verset menționează gândurile inimii. Indiferent dacă este vorba despre inima sau despre mintea noastră, important este să primim Cuvântul lui Dumnezeu. Și zic Domnul să ne ajute la aceasta. Eu știu că dumneavoastră aveți motive să fiți dezamăgiți de mine ca predicat, că așteptați mai mult. Dar dincolo de slăbiciunile și imperfecțiunile pe care le dovedim, noi, cei ce slujim Domnului în locul acesta, vă sfătuiesc totuși cu toată dragostea să primiți ceea ce vă spunem noi. Iar imperfecțiunile din viața noastră, Domnul ne va ajuta în timp să le mai îndreptăm și pe acelea. Seara aceasta am citit un pasaj scurt, 4 versete din Evanghelia după Matei, dar versete care îmi plac într-un mod deosebit. Probabil că
De aceea am și ales să le citesc. Se spune în Evanghelie că Domnul Iisus a făcut foarte multe minuni și semne înaintea ochilor ucenicilor săi și în mijlocul norvadelor. Eu am temei să cred că cele mai multe dintre minunile săvârșite de Domnul Iisus, din acele multe minuni, au fost vindecări. El a potolit și furtuni pe mare, dar furtunile pe mare pe care le-a potolit, le poți număra pe degetele de la o singură mână. El a înmulțit și pâini, dar minunile de felul acesta le poți număra pe degetele de la o singură mână. El a umplut și mreji cu pește, dar minunile de felul acesta le poți număra pe degetele de la o singură mână. Însă vreau să subliniez, cele mai multe, marea majoritate a minunilor pe care Domnul Iisus le-a săvârșit în timpul vieții sale pământești, au reprezentat-o vindecările. Nu mă surprinde lucrul acesta pentru că Domnul Iisus a avut o milă și o compasiune deosebită pentru ființa omenească. Și mai târziu vom vedea și de ce. În capitolul 14 din Evanghelia după Matei, versetele 35 și 36, sunt niște cuvinte deosebite. Domnul se găsea într-un anume loc și oamenii i-au adus acolo pe toți bolnavii care erau în locul acela. Și partea de verset cu care se încheie acest capitol 14 din Matei zice așa de frumos: și toți cât s-au atins de el s-au vindecat. Slăvit să fie Domnul! Amin. Eu n-aș putea să vă spun câte vindecări a făcut Domnul, dar cu certitudine vă pot spune altceva. Le-a vindecat pe toate, toate situațiile de felul acesta. N-a plecat de la el nimeni nevindecat. În seara aceasta am citit despre un om care era atins de lepră. Aș vrea să vă spun în câteva cuvinte că lepra în vremea aceea și în antichitate în general era una dintre cele mai cumplite boli, dacă nu chiar cea mai cumplită. Citește despre alte boli în Psalmul 91, dacă nu dau greș, se vorbește despre ciumă și despre molimă. 1000 să cadă la stânga, 10.000 să cadă la dreapta, și asta înseamnă o epidemie puternică, ravagii făcând. Dar mai cumplită decât acestea, se pare că era lepra. Și aș vrea puțin să vorbesc despre problema aceasta. În zilele noastre este foarte rar. Oamenii care au această problemă, de obicei sunt ținuți în locuri speciale, au parte de îngrijiri speciale, dar în vremea de atunci erau mult mai multe cazuri decât sunt în vremea noastră. Lepra debuta, nici nu-ți dădeai seama cum. Dar într-o zi, ca să nu zic bună zi, omul constata pe pielea lui o mică pată sau o umflătură. Și dacă prima dată când observa lucrul acesta nu îi dădea o atenție deosebită, peste o săptămână sau peste două, dacă el constata că pata aceea începe să crească, el trebuia să meargă la preot. S-a vorbit azi dimineață despre preot și una din slujbele sau din funcțiile preotului în antichitate, în vechime, era și aceasta de a stabili dacă este vorba despre lepră sau despre vreo boală care prezintă niște simptome asemănătoare în forma ei de debut. În Levitic, capitolul 13, se vorbește foarte mult despre rolul acesta al preotului. Bărbatul sau femeia, tânărul sau vârstnicul care constata simptome de felul acesta pe pielea lui, trebuia să meargă la preot și preotul trebuia să-l cerceteze. Se uita să vadă, mai întâi de toate, profunzimea petei aceleia, a rănii aceleia care era acolo. Și dacă rana aceea, dacă pata aceea nu era mai adâncă decât pielea,
el trăgea concluzia că deocamdată nu se poate pune diagnosticul de lepră. Câteodată însă se întâmpla ca diagnosticul acesta să fie confirmat și omul care era declarat atins de lepră trebuia să intre într-un regim special și foarte dureros, foarte frustrant, dacă vreți. Am citit undeva că lepra reușea să-l ucidă pe un om între 10 și 15 ani. Cam după 10-15 ani, omul atins de lepră muria. Sigur că diferențele vin din faptul că unii erau mai tineri, aveau organismul mai vigoros, boala înaintea mai încet în trupul lui, alții poate mai obosiți, mai epuizați, mai subnutriți, în condiții de viață poate vitrege, erau răpuși mai repede. Dar fie că era vorba despre 10 ani, fie că era vorba despre 15 ani, finalul era același. Și ceea ce face ca boala aceasta să fie foarte cumplită, înfiorătoare, era faptul că ea începea să-l desfigureze pe om pas cu pas. Și omul atins de boala aceasta ajungea, la un moment dat, să arate ca și un cadavru care încă mai respiră, care încă ar mai putea comunica cu semenii lui. De obicei, boala aceasta se transmitea prin contact. Și pentru că nu exista medicație, nu exista tratament pentru boala aceasta, singura soluție rămânea izolare. Imaginați-vă dumneavoastră un bărbat, poate cap de familie, care a fost diagnosticat pe neașteptate cu asemenea problemă de sănătate. După rânduiala Vechiului Testament, bărbatul acesta trebuia să-și ia câteva lucruri de acasă și era izgonit în afara societății. Un medic de expresie engleză care s-a ocupat de bolnavii de lepră spunea că între aceștia s-a constatat cea mai frecventă dorință de sinucidere. Un fel de disperare care îl cuprinde pe om și, gândind lucrurile atent, aproape că ei putea înțelege, deși nu-i încurajăm. Imaginați-vă dumneavoastră că un om de felul acesta ar fi trebuit să se întoarcă de la preot cu diagnosticul pus și în prag să-l aștepte soția lui și copiii și să le spună: dragă, asta este. Nu știu de ce Dumnezeu a hotărât așa în dreptul meu, dar va trebui să plec. Să-și ia câteva haine și poate un pachet cu mâncare și să lase în ușa casei soția și copiii fără ajutor. Ne duc aminte de o experiență care m-a ajutat să înțeleg o fărâmă din ce simțea un bolnav de lepră în vremea aceea. În primăvara anului 1992, aprilie, mi-a făcut o radiografie la plămân pentru că trebuia să mă întorc la școală, la București, și fără trimitere, fără așa cumva teblat, cum se spune la români, mi-a făcut o radiografie la Spitalul Municipal din Arad. Cine mi-a făcut-o mi-a spus: eu nu știu să ți-o citesc. Dacă vrei să mergi la camera de gardă, poate că medicul de acolo va ști să ți-o citească. Medicul care a văzut-o, domnul doctor Pâtea Viorel, s-a uitat la radiografia mea și mi-a spus, m-a întrebat: tinere, tu fumezi mult? Aveam 27 de ani pe atunci. Fumezi mult? Și a spus, nu fumez. M-am lăsat la 13 ani. Dar când ai început? Păi în ziua aia, când am încercat, am văzut cum e și am hotărât că nu-i bună. Dar tu lucrezi în mediul toxic? Nu, domnule, nu lucrez în mediul toxic, sunt student. Zice, îmi pare rău să-ți spun, nu sunt un specialist, dar plămânii tăi sunt praf. Cu plămânii ăștia tu nu mai duci, poate 5 ani. În 5 ani ești în plământ. Ai familie? Am. Aveam 2 copii de atunci. Îi cunoașteți. Erau mici. M-a trimis de acolo la Policlinica Întreprinderilor, unde lucra soția dumnealui, care era specializată tocmai pe probleme de felul ăsta. Era lumea.
S-a uitat doamna pe filmul meu și mi-a spus același lucru. Dom'le, plămânii tăi sunt praștie. Nu știu ce ai făcut. Zici că nu fumezi, zici că nu lucrezi în mediul toxic. Nu știu ce ai făcut, dar cu plămânii ăștia nu o duci mult. În seara acelei zile m-am întors acasă, trebuia seara să mă îndrept spre București, să îmi fac bagaje, să mă duc la școală și am spus soției mele, nu mă mai duc la școală. Doi medici mi-au spus că mai am de trăit 5 ani de zile și că am o problemă cumplită la plămâni. S-ar putea să fie contagioasă. Soția poate își mai amintește că în seara aceea mi-a luat deoparte un pahar, o farfurie, o furculiță, o lingură, și am zis, de astea nu vă atingeți. Le-am pus deoparte. Eram obișnuit să mă joc cu copiii mei în vacanțele pe care le petreceam cu familia. Dar din seara aceea, timp de o săptămână, i-am ținut la distanță. Erau michitei și voiau să se apropie de mine, dar îi țineam la distanță. Atunci, în perioada aceea, am înțeles ceva, o fărâmă, din ce simte un om lepros care este obligat să se izoleze de familia lui. Însă Domnul a văzut atunci povara mea, am dat telefon la București, mi-am spus colegilor, nu mai vin, dacă mai am 5 ani de trăit, n-are rost 4 să mă duc cu voi, stau cu familia, să văd ce pot să fac. S-a dovedit că a fost o confuzie și am primit o radiografie care aparținea altcuiva. Și la capătul săptămânii, când mi s-a făcut o altă radiografie, era un spital lângă Scrumbu, Arad, frate Pavel, poate știi, pe Bulevardul Victoriei. Mi-a spus, domnule, aici e vorba de persoane diferite. Care e al dumitar? Ăsta bun. Și dintr-o dată am venit acasă și am putut să mă îmbrățișez din nou copiii. Să mă îmbrățișez soția, să-mi fac bagajele și m-am dus la școală și până m-am ajuns în mijlocul dumneavoastră. Dar timp de o săptămână, doar o săptămână, am trăit coșmarul acesta. Imaginați-vă dumneavoastră un om care trăia coșmarul acesta ani la rând, pentru că nimeni nu se mai putea apropia de el și el n-avea dreptul să se apropie de cineva. Cu haine sfârșiate, strigând mereu, lepros, lepros sau necurat, necurat, atunci când avea nevoie să iasă în societate, în rest, stând prin văgăuni, prin pește, prin colibe, mâncând ce apuca și văzându-se în fiecare zi tot mai nenorocit și mai jos. Un astfel de om a auzit despre un învățător galilean, despre Iisus, că dacă nimeni nu poate vindeca o boală, el are puterea să o vindece. Și un astfel de om a ieșit înaintea Domnului Iisus, după ce Domnul Iisus a coborât de pe munte, după ce rostise predica aceea extraordinară, predica de pe munte, și se îndrepta, cred eu, spre Capernaum. I-a ieșit înainte, i s-a închinat și a adresat o rugăciune, cere, și a spus, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Era, dacă vreți, prima zi în care soarele răsărea și pe ulița lui. Este surprinzător faptul că Domnul Iisus s-a uitat la el, pe toți cei care îl însoțeau pe Domnul Iisus, noroadele acelea, pe toți i-a surprins gestul Domnului Iisus și răspunsul lui. I-a spus, da, vreau, fii curățit. Și Domnul Iisus nu s-a mulțumit să rostească niște cuvinte ca să se identifice, ca să arate că-i pasă de omul care era în fața lui. Domnul a făcut lucruri pe care nimeni de acolo nu l-ar fi făcut. Poate erau câteva mii de persoane sau poate câteva sute doar. Dar cu siguranță nimeni din cortegiul acela, din grupul acela, n-ar fi făcut acest gest să-l atingă. Ar fi fugit toți de el. L-ar fi ocărât, l-ar fi împroșcat cu pietre. Dar nu l-ar fi atins nimeni. Însă l-a atins Domnul Iisus și l-a vindecat, slăvit să fie Domnul. Amin. Omul acesta spune, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. El a știut că nu e problema dacă poate sau dacă nu poate, dacă are sau dacă nu are puterea să-l vindece. A știut că este o chestiune de voință, dacă vrei. A venit la Domnul Iisus odată un părinte care era întristat, copilul lui era stăpânit de un demon.
Și omul acesta venise întâi la ucenicii Domnului Iisus, spune Evanghelistul Marcu, și a rugat pe ucenicii Domnului Iisus să se ocupe de copilul lui și ei au încercat să-l ajute, dar n-au putut. Și omul acesta a venit la Domnul și a spus, dacă poți, fă ceva. A fost la ucenicii tăi, n-au putut. Și Domnul zice, tu zici, dacă poți. Toate lucrurile îi sunt cu putință Domnului Iisus, slăviță fie El. De aceea, a spune câteodată, Doamne, dacă poți, să știți că sună foarte nepotrivit. I-au spus odată ucenicii Domnului Iisus, nu-ți pasă că pierim? Era o întrebare jignitoare pusă la adresa Domnului Iisus. Pentru că Domnul Iisus i-a păsat de noi mai mult chiar decât ne pasă nouă de noi. Pentru că îi pasă de noi, s-a dezbrăcat de slava pe care o avea la Tatăl, a acceptat să îmbrace un trup în neputință, trupul unui copilaș, să trăiască printre noi, să mănânce ce mâncau oamenii de atunci, ceea ce noi astăzi nu ne-am atinge să mâncăm nici vorbă. Să se îmbrace ca oamenii de atunci, să trăiască printre ei, să-i rabde cu limitele lor. Și toate acestea pentru că îi pasă. I-a păsat și îi pasă, slăvit să fie Domnul. Întâi de toate, omul acesta i-a spus, Doamne, o formulă de adresare pe care vreau să vă spun, farisei și cărturarii nu i-ar fi adresat-o Domnului Iisus niciodată. Au făcut un efort să numească învățătorule, pentru că el avea o învățătură deosebită și asta nu putea contesta nimeni. Chiar dacă nu învățase la picioare niciunuia dintre ei, niciuna din școlile vremii de atunci, când Domnul Iisus vorbea, vorbea cu atâta autoritate, cu atâta putere, cu atâta lumină, cu atâta înțelepciune, încât calitatea aceasta de învățător nu i-o putea contesta nimeni. Dar nimeni dintre farisei, cărturari, preoți, nu i-a spus vreodată, Doamne, pe mine mă surprinde lucrul acesta, știi de ce? Pentru că ei erau cunoscători ai Scripturilor Vechiului Testament. Și în cărțile Vechiului Testament, Dumnezeu a lăsat o grămadă de indicii pe baza cărora oamenii cu inimă curată să recunoască pe Fiul Său atunci când avea să vină în lume. Dumnezeu le-a spus, asta va face, asta va face, va fi așa, va vorbi așa. Și oamenii ăștia cunoșteau aceste detalii la literă. Și totuși când a venit, nu l-au cunoscut. Și titulatura de Domn i-au contestat, nu i-au acordat-o niciodată. Și a venit un om lepros și s-a adresat cu acest cuvânt așa de frumos. Doamne! În al doilea rând, i-a spus, dacă vrei, dați-mi voie să vă spun, unul din scopurile pentru care Domnul Iisus a venit în lumea aceasta a fost acesta, să zădărnicească lucrările vrăjmașului și să ne vină în ajutor, slăvit să fie numele Lui. Nu știu dacă ne putem noi imagina ce a simțit Domnul Iisus când i-a văzut pe oamenii creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, în nimicnicia gândurilor și a ocupațiilor lor mărunte, când i-a văzut că sunt de amărâți și necăjiți, cum se calcă în picioare unii pe alții, cum își fac nedreptăți unii altora, cum se disprețuiesc unii pe alții. Dacă v-ați putea imagina ca mamă să vă plece de acasă un copil la 5 ani și să nu mai aflați despre el nimic și după 20 de ani să-l găsiți pe stradă undeva în zdrențe, el, fără să vă recunoască, dar dumneavoastră cu inimă de mamă să-l recunoașteți, să recunoașteți în chipul acelui amărât care stă în zdrențe acolo jos și cerșește pe copilul pe care l-a ținut la piept, l-a alăptat, l-a ținut de mână și l-a învățat să meargă. Cred că este o experiență teribilă. Noi am fost creați pentru părtășie cu Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a creat pe om, s-a gândit la om și i-a rânduit un destin binecuvântat. În Geneza, capitolul 1, în versetul 26, sunt niște cuvinte care au făcut în lumea teologică să curgă râuri de cerneală. Vorbesc evident simbolic. Acolo Dumnezeu zice să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. Și mă opresc aici. Atâta dragoste a pus Dumnezeu în cuvintele acestea. Teologii se întreabă cu cine a stat de vorbă Dumnezeu. Sigur, noi răspundem astăzi, într-un fel sau într-altul, cu cine a stat de vorbă.
Dar ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu a avut pentru om un destin binecuvântat. L-a creat pentru un scop nobil și a întipărit în el chipul său. Și s-a întâmplat marea tragedie care a făcut ca lumea să arate cum arată astăzi, răvășită de războaie, cu familii care se dezbină, cu pușcării pline, cu oameni care rămân pe drumuri pentru că sunt exploatați de alții. E cumplit cât de multă nedreptate, cât de multă suferință, cât de multă durere este în lumea de astăzi. Dacă ai inimă să simți, te copleșești, te zdrobește durerea lumii de astăzi. Și Domnul Iisus, știind pentru ce a fost creat omul, că doar a participat la creație, și văzându-l în ce trăiește omul, eu cred că a avut inima plină de milă și de compasiune pentru noi. Slăbit să fie Domnul care ne iubește. Evanghelia după Luca, în capitolul 15, în versetul 20, este descris o întâlnire dintre un tată și un fiu. Fiul acela care a risipit averea, care a ajuns la porci, care din straile de altă dată frumoase, curate, decente, a mai păstrat doar strențe curgând pe trupul lui, slab, amărât, nebărbierit. Se întorcea acasă și tatăl, pe când era el încă departe, l-a văzut. Și ceea ce a văzut tatăl de departe, i-a umplut inima de milă. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a salutat mult. Vă imaginați că stătea rău cu igiena tânărul ăsta? Dacă azi în biserică vine cineva, un boschetar, zicem noi, s-ar pune lângă noi pe bancă, ne-ar strica seara aceea. Abia am așteptat să spună predicatorul amin. I-am face loc, ne-am dat la o parte, ne-am înghesuit pe ceilalți. De ce? L-a îmbrățișat și a căzut pe umărul lui? Pentru că i s-a făcut milă de el, pentru că i-a apăsat. Nu s-a uitat tatăl acela la zdrențe, la transpirație, la murdărie, la praf adunat de pe drum. S-a uitat dincolo de toate astea, că era fiul lui și l-a îmbrățișat. Eu cred că așa s-a uitat Domnul Iisus la omul acesta pe care l-a întâlnit acolo, care s-a aruncat la pământ în fața lui. Un om pe care societatea l-a exclus din rândurile ei. Numai că nu l-a mormântat. Avea să facă și asta mai târziu. Dar Domnul s-a uitat la omul acesta ca o făptură care fusese cândva gândită să fie asemenea lui Dumnezeu. După chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus ne dă o lecție. Vindecându-l pe omul acesta, îl face să se poată întoarce înapoi, în casa lui, în familia lui, în societate de unde altădată a fost alungat. Și vreau să spun, dragii mei, că Domnul Iisus se ocupă și în ziua de astăzi de restaurarea tuturor lucrurilor, dacă îi se dă voie să o facă. El vrea să o facă și poate să o facă, dar de multe ori e problema noastră că ne ascundem de El. Aflăm că trece și stăm nepăsători. Ne vorbește Cuvântul lui Dumnezeu aici și ne învață cum să ne rezolvăm problemele noastre și nu vrem să primim Cuvântul lui Dumnezeu. Nu vreau să fiu negativist, eu vreau să vă încurajez. Domnul Iisus a întins mâna și l-a atins pe omul acesta. M-am întrebat, oare când l-a atins ultima dată cineva? Poate că preotul care i-a cercetat rana și a spus categoric este lepră, nu mi-am nicio îndoială. Îmi pare rău, dar asta este situația. Poate că ultima dată l-a atins soția lui și a spus, dragă, dacă mă contaminez sau nu, tu ai fost soțul meu în toți acești ani în care am clădit împreună căminul. Cine știe de câtă vreme pe omul acesta nu l-a mai atins nimeni. Dar a venit o zi în care l-a atins Fiul lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun, dragii mei, cât de important este să ne lăsăm atinși de Fiul lui Dumnezeu, de Domnul Iisus. Atingerea Lui aduce mângâiere, atingerea Lui aduce vindecare, aduce restaurare și ne reașează iarăși. Câteodată mă gândesc și mă întreb, oare ce se întâmplă cu ființa umană? În pasajul acela din Romani, din capitolul 2,
se vorbește despre o anumită stare, despre o anumită atitudine, împotrivirea față de adevăr. Adevărul ne face slobos. Adevărul ne vindecă. Adevărul restaurează. Adevărul repară. Adevărul înnobilează. Dar oamenii se împotrivesc adevărului și aproape întotdeauna, fără vreo excepție, poate aș îndrăzni să spun, neascultarea de adevăr este însoțită de ascultarea de fără de lege, de păcat. Și astea lucrurile astea coboară pe un tot în jos. Prin gestul său, Domnul Iisus i-a învățat pe toți urmașii Lui. Și în paranteză vă reamintesc, noi spunem că suntem urmașii Lui. Că noi, urmașii Lui, trebuie să facem mai mult decât fac ceilalți. Urmașul Domnului Iisus, eu sau tu, oricine ai fi, trebuie să meargă și acolo unde nimeni altceva n-ar merge. Urmașul Domnului Iisus trebuie să atingă și ceea ce altcineva n-ar atinge. Urmașul Domnului Iisus ar trebui să iubească și ceea ce oamenii în lume nu pot să iubească. Poate e un vecin care îți face nedreptate. Între tine și el e un spațiu mic. Și dacă iarna e mai bogată în zăpadă, vecinul tău găsește o soluție să pună zăpada lui, e darnic și să o pune ție. Și tot îi spui și zice, n-am unde. Păi dar nu pune la mine. Poate e un coleg de serviciu care îți creează șicane. Poate e un șef pe care îl suporți greu. Dacă tu și eu suntem urmașii Domnului Iisus, noi avem chemarea să iubim și pe oamenii aceștia. Nu-i ușor. Dar dacă hotărâm că vrem să facem lucrul acesta, El ne dă ajutorul. Ne-a arătat, ne-a dovedit. Prin exemplu personal. Dacă ar fi trebuit să pun în seara aceasta un titlu mesajului meu, ca să nu mă aleg cu titluri care nu mă definesc, aș zice, atingând ceea ce nimeni n-ar atinge. Frații mei, surorile mele, în ziua aceea Domnul Iisus a schimbat un destin. De atunci încoace, de 2000 de ani, Iisus schimbă destin. Iisus înnobilează vieți. Iisus schimbă chiar și caractere. Și face din oamenii păcătoși cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Dacă așa stau lucrurile, ar trebui să fim îndrăgostiți de acest Iisus. Ar trebui să căutăm părtășia cu El. Când suntem aici, El este în mijlocul nostru? Este. Întrebarea se pune, oare de ce mi se par mult cele 5 minute pe care predicatorul și le permite peste timpul rânduit pentru încheiere, dacă aici este prezența Domnului Iisus? Vorbesc de România, nu de aici, și de vremea de altă dată, când erau seriale acelea fluviu braziliene. Te urcai dimineața în tramvai să mergi la lucru și îi auzeai și pe creștini câteodată, povestind despre eroi de prin telenovele. Și dacă s-a întâmplat ca unul să piardă un episod, neapărat trebuia, înainte de a ajunge la serviciu, cineva care l-a văzut să îi povestească. Dar din predica de duminică despre Domnul Iisus, mai puțin. Dacă ei fi întrebat pe unii de unde s-a citit în urmă cu două săptămâni, schimba subiectul, pentru că nu știa să-ți spună. Sau poate știa să-ți spună, dar nu știa să spună ce s-a spus din textul respectiv. Frații mei, avem un Mântuitor minunat. El are puterea să facă orice pe pământul acesta și în viețile noastre. Ne-a adus o învățătură minunată. Nu există învățătură mai minunată decât învățătura Lui. Ceea ce vreau eu acum la încheierea mesajului meu, scurt din seara aceasta, este să trezesc în inimile noastre tuturor pasiunea pentru Iisus. Dorința de a fi ca El, de a petrece timp cu El, de a umbla cu El pe pământul acesta.
El a hotărât că va fi cu ai săi până la sfârșitul viacurilor. Și când el a spus expresia aceasta, nu s-a referit la sfârșitul primului viac creștin, când ultimul dintre cei 12 apostoli avea să-și încheie alergarea pe pământ, nu? Făgăduința aceasta privește biserica până la capătul istoriei pe pământ și de aceea ne cuprinde și pe noi. El vrea să umble cu noi. Vrei să umbli cu El? Multe lucruri s-au schimbat în viețile noastre, în relațiile noastre, în vorbirea noastră, în purtarea noastră. Ceea ce este minunat este că El încă vrea să facă lucrurile acestea. Eu mă voi opri aici, dorind ca Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să binecuvânteze puținul care l-am semănat în seara aceasta. Și vă îndemn, nu lăsați pe vrăjmași să pune cuvântul lui Dumnezeu din inima dumneavoastră. Ar fi o mare pagubă. Ar fi o mare pagubă. Adunați cuvântul lui Dumnezeu în inima dumneavoastră. Ascultați-l. Dați-i întâietate. Și vreau să vă spun, toate lucrurile, fie mici, fie mari, în viețile noastre, se pot îndrepta. Slăviți să fie Domnul. Amin. Amin.